În 2020, Emiratele Arabe Unite au devenit primul stat din Golf care a recunoscut Israelul. Iar acum, după lungi negocieri coordonate de Statele Unite, urma să o facă și Arabia Saudită, fapt confirmat chiar de președintele american Joe Biden. Însă totul a fost dat peste cap de atacul sângeros al Hamas împotriva Israelului din 7 octombrie. Iar Orientul Mijlociu a început din nou să fiarbă. I'm convinced one of the reasons Hamas attacked when they did, and I have no proof of this, as my instinct tells me, is because of the progress we were making towards regional integration for Israel and regional integration overall. Israelul, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au un dușman comun, Iranul. Teocrația șiită de la Teheran își dorește controlul regiunii și sprijină grupări teroriste în tot Orientul Mijlociu. Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au făcut în ultima perioadă eforturi susținute pentru normalizarea relațiilor cu Israelul. Aceste țări au un dușman comun, Iranul, și în mod evident echilibrarea factorilor de putere în Orientul Mijlociu este, din punct de vedere al saudiților și al celor din Emiratele Arabe Unite, un lucru absolut necesar. Să nu uităm că cele două mari producătoare de petrol, Arabia Saudită și Emiratele, sunt afectate în mod direct de conflictul din aceste zile, pentru că prețul petrolului cunoaște fluctuații destul de mari. Din punct de vedere geopolitic, este evident că Arabia Saudită are tot interesul să contrabalanceze influența iraniană în regiune și nu este doar interesul Arabiei Saudite, este interesul și altor actori, precum Egipt. Egipt privește în mod oficial frăția musulmană ca una dintre principalele amenințări la securitatea națională. Hamas este o ramură a frăției musulmane, iar Iranul sprijină aceste grupări în regiune. Dacă vedem momentul în care a avut loc acest atac terorist din data de 7 octombrie a Hamas împotriva Israelului, vedem că el vine pe fondul unei confirmări venite de la Casa Albă, conform cărora existau negocieri între Israel și Arabia Saudită, pentru ca sauditii să se alăture acordurilor Abraham. În septembrie 2020, Donald Trump oficializa la Casa Albă relațiile diplomatice dintre Israel, Emiratele Arabe Unite și Bahrain. Prin acordurile Abraham, așa cum au fost numite, cele două țări arabe recunoșteau existența statală a Israelului. Ulterior, s-au alăturat alte două state musulmane, Maroc și Sudan.